La ediția a 11-a a Grand Prix-ului Cristina Casandra sunt așteptați tineri legitimați și nelegitimați din Suceava și din alte județe din zonă, cum ar fi Botoșani, Neamț și Iași. Competiția este organizată de atleta Cristina Casandra, în colaborare cu Asociația Județeană de Atletism, Clubul Sportiv Municipal Suceava și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava. Este un concurs de selecție, un concurs de verificare, un concurs care dorește să-i facă cel puțin pe cei mici să îndrăgească mișcarea, să îndrăgească sportul, pe părinți să-i conștientizeze că au nevoie copiii lor să facă mișcare și să sperăm că vor veni în număr cât mai mare, atât copii de vârste mici cât și mai măricei. Pentru că ne dorim să facem o selecție. Și atunci este un prilej bun acest concurs. Mulțumim pentru rezultatele care le-a adus clubul CSM Suceava. În legătură cu această competiție, clubul CSM Suceava pune la dispoziție sala de atletism și pista de alergare. Sperăm să fie cât mai mulți sportivi și de la clubul CSM Suceava și de la celelalte cluburi, ca și în anii anteriori. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava vor participa cu 10 studenți voluntari la această competiție. O vor ajuta la organizare și vor fi 8 categorii de vârstă. Interesant este categoria prin chidel, copii de 7 ani și mai mici, care vor participa la proba de 50 de metri plat. O felicităm și succes! Pentru noi, antrenorii de atletism din județul Suceava, eu zic că e o competiție de foarte mare interes și a devenit și cu tradiție. De ce e de foarte mare interes? Pentru că în perioada aceasta nu prea sunt competiții în calendarul Federației Române de Atletism. Și putem să ne verificăm foarte bine sportivii și să apreciem cam la ce valoare am ajuns cu ei până la data respectivă. Iarăși, această competiție are un caracter de selecție. Participăm și școlile din oraș și din județ, putem descoperi noi talente și putem să ajutăm performanța, să găsim copii talentați și să facem cu ei performanță și să scoatem cât mai bune rezultate, poate să ajungem la nivelul doamnei Cristina. În cadrul festivității de premiere, care va avea loc în jurul orei 12, participanții vor primi diplome, medalii, plachete și dulciuri, oferite de Cristina Casandra, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava.